Dodam badacinho din 1. Așa. Legăm badacinho din 2. Tot așa. Până la logaritmul la 5. Din 2015. Așa. Calculați probabilitatea ca legând un element din B, acesta să fie rațional. Probabilitatea ca un element. Nu, notăm că e evenimentul. Sau așa. Nu așa să. Da, fie e evenimentul, evenimentul e egal cu. Ca un număr să fie rațional, că e extra evenimentul ca unul din unul din numere. Numere să fie rațional. Așa. Păi eu vă zic că n-am mai făcut, deci cu logaritmi, când am văzut că ne-a dat logaritmi la test, am speriat. Pentru că noi chiar, deci am făcut activul numai cu logaritmi, n-am făcut. Stai mă, dar nu, nu trebuie să te... Știi? Eu vrei să spun acum și eu vrei să mă sperii? Păi în clipa asta, e bine ieșițiu, nu? Trebuie să vedem, acolo sunt niște numere și naturale, raționale și să fie rațional sau... Raționale. Să fie rațional sau irațional? Raționale. Adică, așa să fie. Acesta să fie rațional. Aha. Și da? M-am gândit așa, cum l-am văzut. Logaritmul baza 5 din 1. Da, 5 din 1 este 0. Bun. Apoi următorul ar fi logaritmul baza 5 din 5, care e 1. Da. Apoi ăsta nu l-am luat, deci vă zic aici cam... E singurul care nu-l luasem. După ar veni să fie la putere. E după 5 la 1, după o să fie 5 la 2, logaritmul baza 5 din 25. După o să fie logaritmul baza 5 din 125. Și 5 din, 106, din 625. Adică ultima ar fi 5 la 4. Da. Și numărăm tot numărul cazurilor favorabile. Da. Puterile lui 5 până la 2015. Până la... se încadrează până la 5 la 4. Că după e 625 ori 5. Și vine 3000 și ceva. Da. Deci, aia avea. Avea așa, odată logaritm. Numărul 5. Din 1, care este 0. Da. Apoi avem logaritm în baza 5 din 5, care este 1. Da. Logaritm în baza 5 din 25, care este 2. Da. Logaritm în baza 5 din 125, care este 3. Da. Și logaritm în baza 5 din 625, care este 4. Corect. Și dacă ne ducem mai încolo la 5, la 5 trece 2015. Și atunci astea sunt 5 cazuri favorabile. Corect. 5 cazuri favorabile. Și probabilitatea. Și cazuri posibile sunt? Păi cazuri posibile sunt 2015, de la 1 la 2015. Sigur că da. Și atunci probabilitatea. Egal cu cazurile favorabile supra cazuri posibile. Corect. Egal cu 5 supra 2015, 1 supra 403. Se împarte 5, da. Da. Corect. Da, asta. Și eu am ratat cazul cu 5 la a întâia. Nu l-am luat pe sau nu, dar i-am explicat tot. Deci am și scris. Și dacă nu punctează măcar jumate, este... Incorrect. Da. Apoi, avem exercițiul 2. Avem mulțimea A mare. Minus 3, minus 4, minus 1, 0, 1 și 4. Și mulțimea Eflon. Cu... F de frisbea, valori mari. Și avem așa, două scurturi. A. Probabilitatea evenimentului E. K
ca o funcție din Eflon să fie impar. Deci notăm cu ei evenimentul. Evenimentul e 1. Ca probabilitate, probabilitatea. Ca o funcție. Nu probabilitatea. Fie e 1, evenimentul. Ca o funcție impară. Da. O funcție luată din cele în care eflon. Da, din eflon să fie impară. Impar. Și la B am avea E2. Evenimentul ca o funcție din eflon să fie bijectivă. Da. Deci, ca să fie impară, f de minus x trebuie să fie egal cu f... Nu. Minus f de x să fie egal cu f de minus x. Sau f de minus x egal cu minus f de x. Deci, f impară. Dacă și mai dacă. Minus f de x egal cu f de minus x. F de... sau minus f de x. De regulă se pune așa, f de minus x egal cu minus f de x. Da. F de minus x egal cu minus f de x. Egal cu minus f de x. Asta pentru orice x din A. Oricare ar fi x din A. Din eflon, zice. Da, da, din eflon. Oricare ar fi x. Oricare ar fi x din A. E da. Bine, poate. Adică funcția lucrează asupra argumentului din A, că F îi define pe A cu valori în A. Da. Că sunt mai multe funcții, de acord. Numărul tuturor funcțiilor care se construiesc acolo este cunoscut, nu câte sunt funcțiile acelea. Păi, care... numărul funcțiilor? Da, de la A la A. 5 la 5. Da, că sunt 4, 5, da? 5 la A 5, da? Da. Asta e numărul cazurilor posibil. Da, 5 la 5 numărul cazurilor posibile. Cazuri posibile. Cine la 5 și cazurile favorabile vor fi 5 la 3. Deci, de ce 5 la 3? Păi pentru că... 5 la 2. Da, 5 la 2, pentru că avem f de minus x, se va fi egal cu minus f de x. Și ăștia sunt simetrici. Deci ai, sunt 5 elemente și 5 la a doua sunt funcțiile impare, da? Da. Adică 25 de funcții impare. Am putea construi una din cele 25 să vedem cum arată ca să fie... Ia să vedem dacă 25, măcar una trebuie să o construim. Păi aveam să luăm cu f de minus 4. F de minus 4. A trebuit să fie cu minus f de 4. 4. Deci f de minus 4 să facă minus f de 4. Adică nu minus 4 să-i pui în corespondență pe reprezint ca să... diagramă ca să ne putem da, da. Da seama. Minus 4, minus 5, minus 4. Păi lui minus 4 minus 4 sau minus 4. Deci dacă pui în corespondență lui minus 4 îi pui 4 cum ar veni? Păi ar veni minus 4, 4 minus 1, 1, 1 minus 1, 4 minus 4. Deci f de 4
F de 4 să facă cât minus F de 4. Da. Minus F de 4. Și arată-mi F de 4 minus F de 4. Deci F de 4 să fie cât? Minus 4. Că dacă pui așa, F de 4 să fie minus 4, înseamnă așa, că F de 4 egal cu minus 4, da? Da. Și F de minus 4, lui minus 4 ce să-i pui? 4. Ia pune, lui minus 4 să-i pui 4. Deci, scrie acum, F de 4 este egal cu minus 4 și F de minus 4 egal cu 4. Da. Asta în loc F de 4 ar fi minus 4. Așa. Și F de minus 4 ar fi 4. Deci, uite, ca să te faci pe 4 ăsta de aici, îl înlocuiești cu F de minus 4, da? Da. Deci egal cu minusul, vezi că rămâne minusul, da. Și pe 4 îți pui F de minus 4. Și este da. În calitatea asta de corespondență, deci așa ar fi. Lui ăsta îi pui pe 4, lui 4 îi pui pe minus 4. Lui minus 1 îi pui pe 1 și lui 1 pe minus 1. Și lui 0 pe 0. Aceasta ar fi o primă funcție. Alte funcții pe care le mai găsești aici, ca să fie funcție impară. Deci asta trebuie să se întâmple pentru orice x din domeniu. Și cum am găsit-o acum, în corespondența asta este corectă. Mai pot să mai organizez măcar una? Cu 0 se lași cu 0, că e singurul care rămâne centrat, da? Păi minus 4, minus 4... Nu. Nu, minus 4 cu 1. Ia să vedem și asta. O chestie de asta. Zero cu zero nu te pleci la cap, că el trebuie să rămâne așa. Da. Avem minus 4 cu 1. 4 cu minus 1. Da. Minus 1 cu 4. Și 1 cu minus 4. Ia să vedem dacă această corespondență verifică. Deci, faci F de minus 4. E pe rând. F de minus 4 egal cu F de minus 4 e 1. 1. Iar F de 1 nu, deci continui acum. F de 1. Deci F de minus 4 egal cu cât am zis 1. Și F de 1 egal cu minus 4. Egal cu minus 4. Păi și bine. Deci F de minus 4 e 1. Da. Și F de 1 e minus 4. E minus 4. Și atunci ai aranjat ce lucru? F de minus 4 egal cu... Tu trebuie să ajungi F de minus 4 egal cu minus F de 4. Da. Minus F de 4. Ah. Și F... Pe vedem F de 4 este 1. Nu, F de 4 este minus 1. F de 4 este minus 1. Ia scrie și F de 4 egal cu minus 1. Și acum îți merge că pe 1 acela de sus îl înlocuiește, nu, aici, înlocuiește aici.
Așa. Minus F e minus 4. Așa, și se da, merge, da? Da? Deci, din astea, din două, astea două, rezultă că F de minus 4 egal cu minus F de 4, da? Da. Și am reușit cu minus 4. Urmărește pe minus 1. Pe minus 1? Păi avem F de minus 1. F de minus 1. Egal cu 4. Da. Și F de 1. Egal cu minus 4. Minus 4. Și din cele două înseamnă că F de minus 1. Egal cu minus F de 1. Hai să... Pe, l-am urmărit pe minus 4, pe minus 1, sau pe 1 să urmă. F de 1. F de 1 este minus 4. Da. Și F de minus 1. Da. Este 4. Și atunci rezultă că F de 1 4 minus F de minus 1. F de 1 egal cu minus F de minus 1. Deci din cele 5 elemente, pe minus 4, m-am văzut pe minus 1, pe 1 și pe 4. Vedem acolo. F de 4 este 1. Și F de minus 4 este... Nu, F de 4 este minus 1. Da. Și este 1. Credeți că F de 4 este egal cu minus F de 4. De minus F de minus 4. Da. Deci în felul ăsta trebuie să urmărești că pentru toate elementele, pentru toate elementele sunt, adică ce aici, pentru orice x din A. Da. F de minus F egal cu F de X, pentru orice x din A. Înseamnă că pentru toate trebuie să urmărești. Le iei pe primul element minus 4, F de minus 4, să fie egal, așa îți dorești, cu minus F de 4. Da. Și diagrama trebuie să fie construită așa fel, încât să se întâmple finalul ăsta. Da. La fel pentru elementul următor, la fel pentru elementul următor 1, și la fel pentru elementul următor 4. Da? Da. Deci, abia atunci spui că diagrama asta reprezintă o funcție impar, pentru că ea răspunde la definiție F impar, dacă și mai dacă. Pentru orice X din A să se întâmple F de minus X egal cu minus F de X. Da? Pentru toți X și cu alte cuvinte. Și abia atunci spun că aceasta este o funcție, diagramul unei funcții impare. Spui tu că sunt în total 5 la a doua. Am să-ți propun să te cauți acasă, nu pierdem timpul acum, da, dar asta trebuie să faci. Și să constați că în aranjarea aceea, pleci de la F de 0 egal cu 0 și în aranjările care le faci, trebuie să respecti finalul pentru cele patru elemente, minus 4, minus 1, 1 și 4, să se întâmple relația aceea. Dacă pentru o singură corespondență lucrurile nu se întâmplă, atunci aia nu-i funcție impară. Înmulțimea celor 5 la 5, care sunt destul de multe, dacă stăm și ne gândim, da, înmulțimea celor 5 la 5, se află și funcții pare și impare și unele care nu sunt nici pare, nici impare. Da. Pentru că se întâmplă ca la unul din elemente să nu mai fie respectată condiția. Și acelea nu sunt nici pare, nici impare. Deci, de ce sunt destul de multe diagrame, dacă încercăm să le construim, 5 la 4, 6, 25, ori 5, ceva, 3.000 și ceva, da? De cazuri. Dar te las să vezi, acum că ne înțelegi bine fenomenul, înseamnă că ți-e clar ce înseamnă funcție impare. Secretul aici este să înțelegi funcție pară, funcție impară. Da. Exercițiile acestea au... Ăsta e darul lor. Să te facă să înțelegi așa ceva. Bine. Și atunci, dacă tu... este era 5 la a... 5 la a doua, ai spus? Da. Era 5 la a 5-a. Și
5 la 3. 1 pe 5 la 3. 1 pe 5 la 3, da. Da. Repet, dacă ți-e clar de ce e 5 la 2, că ai acum o problemă. Da. Problema este să ai argumente foarte clare, nu? În a spune că sunt 5 la 2 funcții. Cazurile favorabile. 5 la 2 funcții impare. Apoi mai aveam punctul B. Da. Să fie bijectiv. Așa. Punctul B. Aici nu știu. N-am făcut. Ce înseamnă funcție bijectiv? Ce-ți ne amintim? Funcție bijectiv. Păi bijectivul trebuie să fie și injectivă subjectivă. Da. Este injectiv dacă e de X egal pe Y. Adică pentru fiecare I. Este... injectiv. Injectivă, dacă la elemente diferite am imagini diferite. Adică nu fie două cu aceeași imagine. Ah, da. Deci atunci funcția este da. Injectivă. Da? Hai să construim câteva diagrame să înțelegem bine fenomenul. Oricum, numărul total de funcții, spus că e 5 la 5. Da. Acum trebuie să le gândim pe toate cele favorabile, bijectivele. Da? Da. Te rog. Ia-le așa și construiește o diagramă. Minus 4, minus 1, 0, 1. Minus 4 cu minus 1. Da. Minus 1 cu minus 4. Da. 0 cu 1, 0 cu 0. Da. Alo? Bună seara! Da? Acum sunați-mă pe la ora 10 și ceva, sunt într-o lecție de matematică și sunt chiar în direct, da? Nu, nici vorba. La revedere! Sigur, asta ar fi una din ele. Este, în momentul de față, funcția asta, una dintre funcțiile injective, pentru că e surjectivă. Și surjectivitatea spunea să acoperim tot din codomeniu. Să nu cumva să fie unul trist, spuneam eu, nu? Da. Un element supărat în codomeniu. Întrebând noi toți greșit din codomeniu, fiecare spune, da, și eu-s mulțumit, și eu-s mulțumit. Și nu se întâmplă ca două elemente distincte să aibă aceeași imagine, da? Deci este una din funcțiile injective. Ei, problema este... Să nu se întâmple așa. Deci, două distincte cu aceeași imagine. Da. Două din ele, dacă au aceeași imagine, s-au stricat. Că modul de definire a funcției puteau să fie toate într-unul, nu știu ce, da. Când, din aceleași 3000 și ceva, sunt și multe funcții care nu sunt bijective. Noi acum trebuie să le găsim pe toate cele bijective. Ca să vedem cazurile favorabile. Da? Deci să acoperim totul și să nu existe două elemente distincte cu aceeași imagine. Hai să facem o ordine, să le putem număra. A, păi... Adică să ne gândim la un mod de a face corespondența asta, că tu ai luat așa la întâmplare da. Acum. Ce e datul este corect. O păi primă. Așa. Sigur că da. Așa. Bun. 4 cu 4. O altă variantă, pe minus 4 să se ducă la minus 1 și minus 1 la 4. Se schimbă între ele, da? Da. Așa. Pe minus 4 se duce la 0 și pe 0 la minus 4. Pe minus 4 la 1 și pe... Adică pe fostul minus 4 să-l mături la celălalt de 3 și corespunzător situației respectiv pe cel care îl întâmplă și în urmă la el, nu? Da? Deci, hai să înțelegem așa. Deci asta e una. Pe minus 4 vine aici, celălalt îl acoperă. Minus 1 îl acoperă. Da. Și restul așa, așa, ne schimba. Pe minus 4 vine la 0 și 0 îl acoperă așa. Pe minus 4 îl duce aici 1, 1, și 0 la minus 4. Pe minus 4 la 4 și 0 la 4.
Deci ai făcut odată 4, nu? Da. Sau 5? 5 sunt. Că vine una aici, că mă din pace, minus așa, 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 așa. Deci 5. Acum, altă variantă. Vă luăm pe minus 1 la minus 4 și minus 1 la minus 4, 0 la minus 4, 0 la minus 4. Deci, pe minus 1 să-l ducem. Deci, practic, sari, las pe minus 1 la minus 1, nu-l mai atingi. Da. Și pe minus 4 le și începi la 0. Și pe ăsta la... Da? Și faptul că are asta păstrată este o situație nemai întâlnită. Pe minus 4 îl duci aici și pe... și pe 1 la minus 4. Minus 4 aici. Deci mai faci încă... Câte mai faci dacă sari pe un peste una? Mai faci încă 3. Da. Pe asta o păstrezi. Da? Și pe minus 4 aici e 2, 3. Deci 5, 3. Și pe urmă vine aici cu minus 4 la 1 și asta, da? Și las pe astea două fixe și asta e aici și încă două. Da. Și pe urmă sare cu minus 4 unde sare? Deci ai 5 plus 3 și plus plus 1 sau plus 2? Plus 2. Am zis aici ai făcut 3. Am zis aici și faci două, da. Și vine aici și vine una. Plus unu. Plus. Pe minus 4 îl ducem direct aici. Și pe astea două îl lăsăm. Da? Îl ducem aici și îl mai ducem dacă l-am dus aici, ăsta acolo și pe ăsta aici și pe ăsta plus 2. Da. Plus 2. Și pe minus 4 direct aici și pe 4 acolo, plus 1. Da? Bun. Acum, am terminat cu minus 4 când am măturat totul în jos. Lăsăm pe asta liber, fix, da? Și începem discuția de parcă am fi de la cu 3 elemente. Ăsta rămânând 4. Direct legal. 4 cu minus 4. Și ăsta aici, ăsta aici, ăsta aici, celălaltul vine în locul său, nu? Așa. Deci facem cât? Una, când îmi zicem așa, una, două, trei. Deci plus 3. Așa. Pe urmă, sari peste asta, o lasă liberă, da, și vine aici și face plus 2. Da. Și plus asta care vine... Plus 2 era, nu? Da, plus 2. Așa, plus 2 și plus 1, când sare peste amândouă. Plus 1. Și am sărit peste una, nu? Da. Și m-am dus aici, pe urmă, direct cu asta. Acum, rămân astea două de baze și începem jocul cu asta. Aici și aici. Două. Și o ducem o dată aici. Plus 1. Și în sfârșit, le lăsăm fixe și mă duc cu asta aici și asta din coace, plus încă una, nu? Așa și așa. Cam ăsta ar fi numărul de, pe care l-am văzut de funcții bijective, da? Da. Cât vine acolo? 8, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 22. 22. 22. Deci, astea par a fi cazurile care? Cazurile favorabile, da? 22. Și atunci, cazuri favorabile. Repet, dacă n-am scăpat vreuna, însă, numai așa trebuie gândit, ca să facem o ordine, să le putem număra. Deci, ai ceva factorial. UN factorial. N factorial? Da, dar nu știam care e la N sau n-am înțeles. 4 factorial? 4 factorial e posibil, atunci fac 24, nu? Da. Ia să vedem, 4 factorial face... sau 5 factorial vine atunci. Că sunt... Da, era 5 factorial. 5 factorial, care înseamnă 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori 5. 6 ori 4 24 ori 5. 24 ori 5? 120. 120.
120 de cazuri favorabile? Nu știu. Bun, atunci înseamnă că ceva ne-a scăpat. Ne-am apropiat 22-24 acela, în jocul ăsta care l-am făcut, dar ceva ne-a scăpat. Deci sunt permutări. Aha. Permutări de 5. Da. E schimbarea locurilor, doamne. Corect. Am scăpat pe aici. Deci, hai să zicem așa. Elementele sunt... dacă ar fi din 3 elemente, nu, o mulțime din 2 elemente. A1, A2. Atunci, A1, A2, A2, A1. Putem să facem corespondența A1, 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 A2, A1, A2. Așa trebuie să le vedem. A1, A2, A1, A2. Sau A1, A2 și A1, A2, A1. A2, A1. Deci, avem câte avem în clipa asta? Două, nu? Două corespondențe. Când am o mulțime din două elemente. Dacă am o mulțime din trei elemente, A1, A2, A3, și ca și corespondență, poate să fie A1, A2, A3, apoi tot A1, A2, A3, dar păstrez pe A1 pe prima poziție și schimb A3, A2. Da? Și astea sunt diagramele, corespondența care am făcut-o. Apoi A2, A1, A3. A1, A2, A3. Totdeauna păstrez A1, A2, A3. Da. Ca și cum ai avea asta, plecarea. Da. Da? A1, A2, A3. N-am să mai pun aici, deci pun pe primul loc pe A2. Așa. A2. Deci punem A2 aici, A1, A3. Sunt 6, adică asta. Tot așa, A1, A2, A3. Cu A2, A3, A1. Tot A2 pune tu. A2, A3. A1. Da. Și A2. Tot A1, A2, A3. Pune așa într-o paranteză ca să vă vadă. Așa și jos. Acum, pe prima poziție, aducem A3. A3. A1, A2. Și va mai fi una. Da. A1, A2, A3. Da. A3, A2. Așa. A1. Știu că am făcut la info. Da. Deci, astea sunt odată 6, când sunt 3 elemente. Da. Când sunt 4, vor fi pe prima poziție adusă pe rând. Da. Unul din elementele respective și celelalte 6 generează 36, 4, 24 și când sunt 5, pe prima poziție sunt aduse, 4-5. Într-adevăr, sunt permutări. Da. Permutări de 5, iată, ne-a scăpat, trebuia să ne prindem de chestia asta, că altfel, așa cum am încercat, ca ordine, ne scăpa din vederea partenerii și în total sunt permutări de 5, 5 factorial, 120, ai corectă. Dar argumentat așa este foarte sănătos, adică da. Să vedem exact. Așa ai prins tu că ar fi vorba de 102. Da, dar la testa n-am făcut, că nu știam. Da, nu am înțeles. N-ai înțeles. Da, da, am înțeles. Deci așa trebuie văzut. Oricum, acum putem spune că numărul cazurilor favorabile sunt 120 și pe probabilitatea realizării evenimentului ca luând una din cele din toate funcțiile la întâmplare, să fie funcție bijectivă egal cu 5 factorial supra 5 la 5. Care înseamnă, de fapt, 1, 2, 3, 4, 4, 5, e așa, ori 5 supra 5 la 5, simplificăm printr-un 5 acolo și egal cu 24 supra 5. 5 la 4. 24 supra 6, 25, nu se mai poate simplifica. Asta e probabilitatea realizării evenimentului care se însemne, luând o funcție la întâmplare din cele posibile de construit, funcția respectivă să fie bijectivă, da? Da. Mai departe. Avem o urmă, exercițiul 3. Da.
de 6 miliarde și 14 negre. Parcă A era se extrag 8 bile cu revenire, nu? Se extrag pe rând 10 bile. A, 10. Cu revenire. Calculați probabilitatea ca exact 5 să fie alb. Evenimentul E. Da. Ca 5 să fie albe, nu? Da. Albe. 5 albe. Și la B era să fie. Dar eu înțeam. Nu o să te acasă, sunt lecții. Da, când te-ai mutat, da. Bine, da, da. Vor deveni de 3 să fie albe. Da, așa. Da, la a doua, la punctul A se extrag 10 bile cu revenire, la punctul B se extrag fără revenire. Oh. Se extrag tot fără revenire. Da. Păi la punctul A se extrag 10 bile cu revenire, este schema lui Bernoulli. Da. Trebuie să calculăm P-ul, care va fi 36/50. 36 supra 50, pentru că sunt 50 de toate 50 în ordine. De toate, da. Și fiindcă sunt cu revenire, deci rămân 50 tot timpul. Da? Da. Pe U și Q. Așa, și Q va fi 1 minus 18 pe 25. 1 minus 18 pe 25. Sau complementare. 14 pe 50, nu? Da. 7 pe 25. Da. 7 pe 25. Și avem atunci avem din nou 18 pe 25 ori x. Da. Plus 7 pe 25. Da. Tot la puterea 10-a. Da. Și evenimentul ca 5 să fie albe este coeficientul x la 5-a. Din dezvoltarea. Din dezvoltare. Așa și combinat de 10 la 25. Corect. Ori 18 pe 25 ca 5-a. Da. Ori 7 pe 25 la 5-a. 10 minus 5 tot 5, da? Tot la 5. Da. Deci asta este, nu? Fiind vorba de faptul că este vorba că e cu revenire, deci se păstrează același număr de bile în urnă și este corect. Aici în loc de 7 am pus 17. Dar de ce mă? Ne atenție. E, știu că este vorba de. Da, știu și. Da. Da. Dar n-ai mai avut timp să mai te revii un pic? Sau da, te. Da, uita, dar niciodată nu văd atunci. Nu pot să văd. Nu. Se trece peste greșeală repetat. Da, repetat. Deci mereu trec. Da. Cealaltă? Punctul B. Da. Se extrag 8 bile fără revenire. Evenimentul a trebuit să fie albe. Cele fără revenire era schema generalizată, nu generalizată, cea era a treia schemă. Nu mai știu acum denumirea. Da, dar important este să văd care este. Păi, probabilitatea ar fi fost combinat de 36, care erau cele albe. Da. Luate câte 3, ori combinat de 14. Alo. Bună seara. Da, este. Da. Da, eu sunt într-o lecție de matematică, după ora 10 discutăm.
Da? Deci a costat o lecție de matematică. Bine. Bun. La revedere. Așa. Așa, așa, combinat de câte sunt albe, luat de câte se extrag albe, da. Ori combinat de câte sunt negre, luat de câte diferența de 8 și 3, da. Supra-combinat de sumă, luat de câte combinat de câte se extrag. Așa, am înțeles, corect. Asta e 3 și asta l-am făcut. E făcut-o, nu? Da. Bun. Ultimele 200 simte. Așa. Și ultime două aici. Așa, și mai este ultimul. 4? Da. Ai trei urne cu compozițiile lor. Da. Cu unul cu 4 albe și 16 negre. Da. Cu 2 cu 7 albe și 13 negre. 7 albe. Și 13 negre. Da. Cu 3 cu 18 albe și 2 negre. Da. Se extrage câte o bilă din fiecare urmă. Da. Așa. Care este probabilitatea ca urma extracției să avem una albă și două negre? Una albă și două negre. Da. Păi calculăm pe 1, 2, 3, pe 3 și 1, 2. Corect. Pe 1. Va fi 4 pe 20, 1 pe 5. Aha. Și atunci Q1 va fi 1 minus 1 pe 5. Da. Adică 4 pe 5. Da. Pe 2. 7 pe 20. Q2 va fi 1 minus 7 pe 20. Da. Adică 13 pe 20. Da. Pe 3. 18 pe 20, 9 pe 10. Q3. 1 pe 10. 1 pe 10. Așa. Și va urma dezvoltarea 1 pe 5 x plus 4 pe 5. 5 pe lângă 7 pe 20 x, da. Plus 13 pe 20 ori 9 pe 10 x plus 10. Și evident că o bilă să fie albă ar însemna coeficientul lui x la întâia și atunci probabilitatea va fi 1 pe 5. Da. Luăm unde are asta aici. Da, ori 13 pe 20 ori 1 pe 10. Apoi da. Luăm cel care are coeficientul aici cu ceilalți termeni liberi. Da, cu 7 pe 20. 7 pe 20 ori 4 pe 5 ori 1 pe 10. Okay. Plus 9 pe 10 ori 4 pe 5 ori 13 pe 20. 13 pe 20. Deci și coeficientul x la întâia din dezvoltarea polinomului acesta, da? Da. Este un polinom variabil la x, care are gradul 3. X la a treia și da. Ar fi însemnat din cele trei urne să ai trei albe dacă ar fi fost x la a treia, dar tu ai una albă și celelalte două negre, da? Da. Da. E simplu, nu? Este plasat în da. Unul din cazurile cele, nu? Și problema... Am vrut să vadă dacă sensizez da. Situațiile acelea care se conducă la calcularea probabilității în elementul respectiv. În clasă nu prea interesează foarte mult, dar am făcut înainte de scos, mi-am făcut o fișă și mi-am scos eu un exemplu și am înțeles. Din manual? Da, din caiet, din ce a predat el, că în clasă n-am reușit să înțeleg. Și din scheme, din exemple, astea le-am prins. Bun, perfect. Deci asta a fost. Acum... Dacă în afară de testul ăsta mai ai ceva, nu. Cum ai tu? O să am soția și trebuie să mă duc să stau un pic de vorbea. Nu oprim aici, da? Da. Bine, la revedere, dragilor!